Postul într-o zi de sărbătoare poate fi și gustos și hrănitor. Cu un buget de 30 de lei pentru 6 persoane, am ales să prepar lasagna cu spanac și praz, una dintre rețetele mele vegane preferate. Iată cum m-am descurcat în Carrefour la cumpărături. Am pus în coș un praz, foi de lasagna din grâu dur, smântână bio-vegetală din orez și cașcaval de soia de la raftul de produse de post, nucșoară măcinată, 2 kg de spanac proaspăt și câteva roșii cherry pentru decor. 30 de lei și 2 bani a fost totalul de la casa de marcat. Pe lista de cumpărături puteți adăuga telul și lingura din inox cu mâneri de lemn din gama Carrefour Home. În bucătărie am opărit spanacul spălat și curățat în apă cu sare. Am tăiat prazul rondele și l-am călit ușor. Am adăugat spanacul scurs în tigaie și am fiert totul preț de 15 minute. La final am asezonat cu sare și piper. Sosul beșamel l-am înlocuit cu smântână vegetală din orez, pe care am încălzit-o și am aromat-o cu nucșoară măcinată. Într-un vas termorezistent am adăugat câteva linguri de sos, apoi am așezat primul strat de foi de lasagna. Din nou sos și apoi un strat de spanac cu praz. Am repetat operațiunea de încă 3 ori. La final, pe ultimul strat de foi de lasagne, am turnat sos și am presărat cașcaval ras de soia. Am așezat câteva jumătăți de roșii cherry deasupra și am băgat vasul la cuptor pentru 40 de minute la 180 de grade. Așa arată o porție de lasagne cu spanac și praz. Se savurează fierbinte. Poftă bună și post ușor!